Salutare și bun venit la un nou episod de vlog. Mitrache Maris, mă numesc, îl avem pe Cornel. Salut! Cum te găsim pe Instagram, Cornel, înainte de Cornel toate? Kayak. Cornel.kayak. Aici undeva, Cornel. Aici undeva eu. Vă aștept și cu un subscribe. Și vreau să vi-l prezint pe Cornel, pentru că din punctul meu de vedere, Cornel e unul dintre cei mai mari moștri genetici pe care am văzut vreodată. Nu o zic să te flatez, o zic pentru că ăsta e adevărul. Hai să le zic înainte de toate, de cât timp ne știm și în ce context ne-am cunoscut. Ai venit, cred că prima dată când te-am văzut, te-am văzut la Metrorex, mai ții minte? Da, știu. Noi filmam un drum acolo și a venit și Cornel. Chiar mă uitam la video ăla când ai spus că e un băiat aici la Men's Physique care e mai mare decât noi. Da, pentru că asta a fost chestia care m-a șocat înainte de toate. Majoritatea care facem chestia asta mai de mult timp, de până să apară Men's Physique, trăim cu impresia încă că băieții de la Men's Physique sunt mai slabi sau n-au picioare sau sunt doar pe estetic, cu talie, cum știu ce, și Cornel m-a frapat că era foarte mare, adică după cum o să vedeți în imaginele ce urmează, cutie toracică foarte mare, pieptul, adică aș fi putut să pun un titlu la modul monstru genetic general, adică și cu coapse bune și cu spate, dar pentru că titlul este destul de limitat ca și caractere, m-am concentrat, să zic, doar despre piept. Dar din punctul meu de vedere, Cornel face parte din categoria aia de oameni foarte versatili când vine vorba de categorii, cum e și Cosmin într-o oarecare altă măsură, cu altă formă și așa mai departe. Da, da, da. Dar și Cornel și și Cosmin pot face cam ce categorie vor ei. Dacă vrei să faci Men's Physique, ai demonstrat că poți, adică la un nivel foarte înalt și o să vorbim și de palmares, poți să faci clasic și cochetezi cu ideea, dacă nu mă înșel, nu? De clasic? Da, cochetez, doar că mă sperie un pic ideea asta cu cântarul și e foarte greu să fac cântarul. Și de asta mă sperie cumva. Discutăm ușor și de kilograme imediat și din punctul meu de vedere te văd și la culturism. Adică chiar te văd la culturism. Bun, și când l-am văzut pe Cornel și nu știam care, cum, ce bagă, pe unde bagă, era într-un context mai mare și nu e o chestie de foarte mare interes, dar nu m-am gândit că e natural. Și abia când, că n-arată ca și cum ar fi natural. Și abia după aia când, nu mai știu, cred că atunci când am plecat la Craiova, la Gorila, la Craiova, da, da, acolo eram cu Andy în mașină și am vorbit mai mult, o să găsiți episodul pe undeva pe aici, pe undeva, așa, abia atunci. L-am întrebat de greutate, l-am întrebat de ce face, mi-a zis Andy, nu mi-a zis tu, cred că Andy mi-a zis că ești natural și am avut un șoc așa, băi, what the fuck, e posibil așa ceva? Eu mai cunoscând în, la începuturile mele în sală pe cineva, și aici o să fac introducerea cu Cornel și ceea ce face și ce a făcut înainte de fiare, care tot așa avea un piept extraordinar de dezvoltat și care culmea venea din același sport ca și tine, pentru că tu ai făcut altceva înainte de fiare și te rog să ne spui ce ai făcut înainte de fiare. Da, așa e. Înainte de fiare am făcut 5 ani de kayak, m-am apucat undeva pe la 14 ani, până pe la 18 ani și ceva, cam așa, și după 5 ani am făcut trecerea la sală. Dar la antrenamente de kayak, dai seama că aveam și antrenamente de forță și acolo mi-am dat seama că mă atrage mai mult chestia asta decât partea de alergare, de apă, pe apă, că aveam antrenamente de forță, aveam antrenamente pe apă și alergare. Dar ce mai mult mi-a atrăgea treaba asta cu antrenamentele de forță. Și cam așa am început. Ai concurat la ei, nu? Am concurat. Ce rezultate ai? La kayak nu am avut rezultate la fel de bune ca și la culturism, dar la naționale cel mai bun am ieșit, cel mai sus am ieșit pe locul 4. Mă băteau mereu băieții de la loc care erau forță. Așa. Am avut, din astea zonă le-am câștigat o grămadă. Nu știu, am multe medalii, am vreo 20 de medalii de la kayak, sau mai mult, peste 20, dacă nu mă înșel. Dar n-am avut performanțe la fel de înalte ca la culturism. Ce vreau să te întreb? Pentru mine e o dilemă mare rău de tot. Ai pieptul pe care l-ai pentru că ai fost la kayak sau kayakul prin cerințele pe care le are de la un corp selectează sportivii în așa fel încât fac față doar cei care au un genetic foarte bun pe anumite grupe? Care crezi că e explicația? Sincer, cred că dinainte aveam cumva o predispoziție să am pieptul mare pentru că de mic am avut mereu formă și o să se vadă în poză. Mi-ai trimis poză, prima poză. S-a trimis o poză, da, poza de când eram foarte mic, cred că aveam un jur de 6-7 ani, era undeva la mare. S-a ok, o să o vedeți. Și se vede din poză că deja aveam forma și știu foarte bine că băieții mai mari decât mine mereu îmi spuneau când mă vedeau dezvârcat ce piept are ăsta mic și chestii de genul ăsta. Apoi când am mers la kayak, întâmplarea a făcut când m-am dus acolo, când m-am schimbat în vestiar era un tip care pe atunci avea un jur de 18 ani, era ultimul an de juniorat. Și era îmbrăcat cu o bluză de trei, acum se avea o bluză foarte largă pe el și pantaloni scurți. La gambe, avea gambele foarte mici și avea niște picioare și cădeai sau la kayak nu. Da, da, da. Era foarte deficitar.
Și când s-a dezbrăcat, a dat bluza jos și tricoul, avea pieptul cam cum la meu. Și fix aceeași formă. La 18 ani? Și am zis, mamă, așa că asta vreau să fiu și eu. Și când l-am văzut. Și stai seama, după aceea la caiac, oricum, la împins, eram fost cel mai mult la forță. Și îmi plăcea cel mai mult, acolo, mă rog, făceam flotări și doar împins orizontal cu bara. După un an, deja pieptul era față de celălalt. Deci a răspuns imediat. Da, doar cu flotări și împins eram. M-ai făcut foarte curios și cred că și cei ce ne urmăresc sunt foarte curioși. Bun, ce forță ai avut la început? Ce ai făcut la început? Spune-mi de începutul tău, da, 14-15 ani sau când te-ai apucat. Când am început la 14 ani, da. Țin minte, acolo sala era foarte veche, aveam niște bare de fier care erau sudate, știi? Și aveai de 10 bară, de 20, de 30, aveau două bile în capăt sudate, știi? Țin minte, iarna când ne duceam acolo, îi puneam pe cei mai mici decât noi, bine, la început eram la mai mic. Dar acum a făcut mai mare, puneam pe cei mai mici să facă primii ca să mai încălzească bara, că iarna să rămâneam una. Wow. Era mai frig decât afară, că intrai acolo, știi? Și am început să fac cu 10 kg, dar tot așa, cu ajutor, ții minte că făceam. Și aveam tendința să duc bara spre nas, nu spre piept, știi? Și îmi făceau mâinile, așa. Da. Și am început cu 10 kg, cam așa, da. Ce greutate avea la 14 ani? La 14 ani, nu așa, dar știu că undeva la 50 și ceva de kilograme, probabil. Și cum au progresat greutățile? Adică îți mai aduce aminte, minte după un an? Cu 10 kg am făcut foarte puțin timp, n-am făcut prea mult. Până am prins mișcarea mai mult, era chestia de mușchi stabilizată și de tehnică. După aceea am trecut la 20 de kg foarte rapid în câteva luni. Și că în următorul an am trecut la, știu, țin minte și acum, aveau o bară de 34, aveau una de 30 și una de 34 și era mult, că am trecut la 34. După aceea la câteva luni am trecut la bara de 40, iar cea mai mare era bara de 50 de kg. Nu făceam greutăți mai mari, cel mai mult 50 de kg făceam. La circuit, pentru că aveam circuit, era un circuit format din 10 exerciții. Și trebuia să faci 30 de repetări la fiecare exercițiu. Doar la primul exercițiu făceam 20 de repetări, aveam tracțiuni, împins la piept cu bara, ramat cu bara, abdomen, crunch-uri pentru abdomen, flotări, flexii cu bara pentru biceps, ramat cu gantera, două, pe fiecare parte, ramat pentru umeri, picioare și mai era încă ceva, nu știu dacă flotări pentru biceps sau altceva, nu știu. Cum stăteai la ramat cu un braț? Că sunt chiar curios. Ramat pe un braț, făceam cu 20 de kg, pentru că așa era gantera, pe ramat okay. Acolo. Dar... Da, aveam forță mai mult. Știu că mai făceam maximale și ajunsesem la ramat cu bara, făceam, doar că noi făceam ramat cu bara, culcat pe bancă, știi? Da. Spate. Și făceam 100, atunci știu că făceam, dar când ajunsesem la 18 ani, în ultimul an. Deci cu pieptul pe bancă făceai cu 100 izolat ăla așa? Da, wow! Da. Cam pe acolo, nu, zice, scăpie, dar era, făceam puțin, adică îmi făceam maximale, știi? Și la piept, știu că aveam, pe asta ziceam, aveam undeva la... Cred că am ieșit să am 34 probabil în braț sau cam așa, 34 aveam în final și împingeam undeva la 120. Wow! Așa. Știi, uite că îmi făceau brațele așa. Chiar m-am dus prima dată la sală când am făcut trecerea de la caiac la sală și m-am dus la sală. Și că, stai să, dacă aveam tricou mai larg, brațele mele atât, nu se vedea pieptul, nu punea nimeni că am scut din pieptul ăla. Da. Și m-am pus la banca de împins, făceam, ajunsese pe la 120 atunci. Câte făceai? Făceam 6-8 repetări, făceam, știi? Și m-am pus și i-am zis cuiva să mă ajute, știu, un băiat din țară. Da. Și s-a uitat așa la mine, s-a uitat la bară și a zis, ajută-mă, nu vreau să fac biceps sau ceva de genul. Mamă, și când am zis așa, deci m-am amintit, am făcut mai multe repetări decât făceam pentru bicei, știi? Și m-a ajutat, dar era un băiat și lasă-mă că te ajută, eu mă cunoșteam, nu mă știam de prin sală. Hai că vine să te ajut. Eu nu-l văzusem, că dacă vedea pe el știam că el mă ajută. Și atunci, mamă, chiar m-am ambiționat. La brațele, da, nu am avut probleme cu chestia asta. Fă deficitar. Bun, zi-mi câți ani ai de fiare și câți ani ai, ce vârstă ai, ce greutate, ce înălțime, ca să știe oamenii. Așa, acum am 26 de ani, da? Greutate undeva la 84 de kg, cam pe acolo 84-85. În momentul de față, gen? În momentul de față, da. Cel mai mult ai avut? Cel mai mult 88. Și cel mai puțin pe scenă, gen cea mai bună formă? La concurs cel mai puțin am avut 72-73. Deci din momentul ăsta tu ai mai dat undeva la 10? Cea mai bună formă, dar am avut formă bună, uite, anul ăsta, la Pro Nutrition, am avut formă bună, sau la Național, la Pro Nutrition, unul din ele, am avut undeva la 78. Dar eu zic că undeva, cea mai bună formă a fost undeva la 76 de kg. Și înălțime? În 2017, la Tiger, am avut undeva la 76 și am fost și plin și destul, cel mai uscat. Înălțime 1,71. Deci ca să faceți eu de eu, am 1,66 și concurez la 70.
Cornel are 1.71 și concurează cu 76-78. Da. Depinde, depinde de ce formă. Da, dacă da, exact. Nivel mai, un nivel mai sau atunci poți să mergi la 78. Da. Deci, mens fizic, unde are niște proporții mai bune decât probabil la culturism. Așa că da, asta e monstru genetic. Zim, iarăși va de foarte mare interes, care e relația ta cu culturismul natural, cu doapele, cu cum funcționează treaba asta? Chestia de ce ai rămas natural sau nu știu, da. Ai... Chestia asta cu doapele, îți dai seama că m-a tot tentat mereu, am mai citit eu așa despre chestia și tot îi vedeam pe toți că progresau, știi, eu trăgeam, mari lucruri nu se întâmpla, știi? Uh-huh. Și vedeam pe restul că mai foloseau, vedeam ce progresau și mai mă informam iarăși, știi? În primul rând am o fobie foarte mare de ace, de fiecare dată când merg la analize trebuie să leșin. Asta unul, deci nu suport nici vaccin, nimic. Și asta e cea mai mare fobia mea. Și în al doilea rând, nu știu, mi-am fost frică de dereglările hormonale, de chestiile astea, știi? M-am gândit, băi, nu știu, poate undeva, după 35 de ani, atunci, da. Și mai ales că acum sunt mai mulți oameni care au folosit, știi, și mi-au împărtășit despre cum e, nu prea mai mă tentează așa, dar îți dai seama că și mie mi-ar place să am tonusul ăla, să mă duc, când îi văd pe alții vin la sală, deja zici că au făcut antrenament, știi? Da. Pompoarea aia, e altceva. Este, dar, este. Nu știu, cred că asta, frica asta cu dereglările hormonale și așa mai departe, mi-a... Mai ales că mereu am avut probleme cu tenul. Înainte am avut acnee foarte rău. Mm-hmm. Și m-am gândit că dacă o să folosesc, probabil o să revin. Și deci n-ai niciun gând să momentan faci treaba asta? N-am niciun gând. Zim, te rog, pentru că iarăși am făcut niște sondaje, eu încerc să ajut pe cât se poate oamenii să aibă o părere concretă despre ce înseamnă și doape, dar mai ales ce se poate genetic natural. Din punctul meu de vedere, cineva care are un genetic foarte bun natural, e selectat cumva de sport, nu selectează el sportul. El e atât de bun încât, într-un context sau altul, ajunge să practice un sport pentru care e bun și are și rezultate foarte bune, foarte rapid. Zi-mi, te rog, din momentul în care te-ai apucat de fiare, câți ani scai de fiare? Păi am început la 14 ani la caiac și acum am 26, undeva 12 ani. Deci tu consideri că și treaba de caiac e tras de fiare? Da. Câte antrenamente pe săptămână făceai? La caiac? Da. 6 antrenamente. Deci tras de fiare, nu tras te joci. Da. Tras de fiare și altceva, practic. Și altceva, da. Așa, bun. Acolo nu treceam niciodată de 70 de kg. Bun. Zi-mi, te rog, după ce ai terminat caiacul, te-ai apucat de fiare, după câți ani ai concurat? Când te-ai apucat, mă rog, când te-ai lăsat de caiac, practic. Deci m-am apucat de forță, să zic, doar serios. De hipertrofie, așa, da. Mai serios, în 2012. Așa. Și am concurat prima dată în 2016. Țin minte și acum a fost Tiger-ul, dar a fost, cred că cel mai mare Tiger de până acum, a fost la Rome Expo. În 2012? În 2016. Da, știu. A fost la Rome Expo și Flavius m-a ajutat foarte mult atunci și cu pozarea, tot el Flavius și cu Remus m-au adus să concurez, știi? Că erau în pregătire, eu nu eram. Și am fost toată la antrenament cu ei, au pozat și zic, hai să pozezi și eu. Și m-au văzut ei. Și până atunci m-am scacat, noi și tu nu ești în pregătire, nu vrei să concurezi? Aia, nu, că nu pentru mine, nu știu ce, și până la urmă m-au convins. Știi, mi-am fost 25 de concurențe atunci pe categorie. Ai fost cu Mauro, nu? A fost cu Mauro, am văzut categoria, o știu. Da. Și m-am speriat când am ajuns acolo, în afara faptului că pe toți îi vedeam mai bine decât mine, dar când am întrebat și zic, cât suntem? 25. Ai, de cam, și chiar ne-a spus după că era sâmbătă, a fost semifinală și cine se califica în finală trebuia să intre și duminică. Da. Și zic, băi, de seara eu să mănânc clătite și tot ce vreau, eu nu sigur merg în finală când ne-am văzut pe băieții. Și eu am văzut top 15, prima dată am mers în top 15, după aia se făcea top 10, zic gata, până aici mi-a fost, acum o să ies. S-au făcut și top 10 și am rămas, știi? Și apoi top 6 și m-am prins finala și am ieșit până la urmă pe locul 5, că s-a fost primul concurs. Deci, primul, cel mai înalt nivel ăla a fost. Deci credeți-mă că exact la asta mă refeream. L-a selectat sportul pe el, adică te-au văzut niște oameni, cum s-a întâmplat cu Ronnie Coleman. Se antrena într-o sală, ăla care avea sală a zis, plătești, nu mai plătești abonament dacă o să concurezi, ai potențial, concurează și ăsta vrând nevrând, hai bine, de gura altora, a concurat și Mister Olympia. E, te selectează sportul. Cam așa se întâmplă. Te vede cineva și zice, bă, tu de ce nu faci de performanță? Că uite, ai avea ce trebuie. Așa s-a întâmplat și cu el. Deci gândiți-vă, nu ținea dietă, nu se gândea, l-a selectat sportul, s-a dus, a concurat la cel mai tare concurs, printre cele mai tari care au fost vreodată, pe mens fizic la noi în țară și a ieșit top 5 la... Că eram plin de penetratul ăla. Atunci și pe am pierdut din cauza că n-aveam proporții. Și am făcut o greșeală mare atunci, mi-am pompat pieptul foarte tare și aveam pieptul imens și brațele erau foarte mici, brațele și umerii erau mult mai mici decât acum. Deci nici acum nu ești celălalt la capul, dar atunci chiar eram și a fost disproporția foarte mare. Așa, calitativ, aveam o calitate foarte mare. Așa, bun.
Asta a fost primul concurs. Da, asta a fost primul concurs. Cum ai contabilizat locul ăsta? A fost, ai fost mulțumit? Pentru mine a fost, wow, da, eram foarte mulțumit. Și mai ales că după aia toată lumea m-a lăudat și zicea, mă, foarte bine, ce formă ai avut. Asta mi-a dat curaj, că înainte ți-am zis, eu nu aveam nici prin gând, nu trecea cu concurs vreodată. Hai să ne înțelegem. La Tiger acolo, nefiind un concurs în cadrul federației, se vine bombardat. Adică nu doar că s-a dus la primul concurs, n-a fost la zonale, la naționale, la o cupă. Omul s-a dus la Grand Prix-ul cel mai bombardat, practic. Adică tu probabil din top 15 erai singurul care nu băga. Da, cam. Cu siguranță. Tu poți să fii modest cât vrei. Eu și, uite, Flavius, pe locul 4, noi 3. În aceeași categorie? Da. El 4, tu 5? El m-a ajutat, da, și el a luat 4 și eu 5. Bine, voi doi, bun. Noi da? Doi, da, dar restul... Și tu și Remus și Flavius și Cosmin sunteți niște excepții. Eu n-am știut că voi existați până acum 2 ani de zile. Le-am povestit oamenilor cum e experiența mea cu doape de când m-am lăsat și ce s-a întâmplat pe partea de natural, dar eu, sincer, eu nu știam că voi existați și de asta și vreau să fac vlogurile astea. Pentru că pe mine mă motivează rău de tot ceea ce faceți voi și cred că e motivațional și pentru ei, să vadă că se poate. Da, așa trebuie. Știi că e fața, cred că contează mult cum pornești în chestia ta. Dacă tu începi de la început și zici, bă, fără nu se poate, știi? Dacă nu folosești doape, nu se poate. Păi, problema nu e că zici tu, că tu nu știi nimic. Sau spun alții, da. Exact, tu vezi din jur. Când m-am apucat și eu era pe val atunci, bine, și acum îmi place foarte mult, Lazar Anghelo, bulgarul. Da. Știi? Era, atunci era bumul cu el. Și eu l-am văzut, că l-am văzut pe ăla, zic, mamă, că ăsta vreau să arăt, știi? Și țin minte că mergeam la sală și toată lumea ziceam, băi, eu că ăsta o să arăt, știi? Și atâtea, mă, că stai pe străzi, eu ziceam, nu că e natural, că atunci, știi, mă rog, el nu știu dacă, probabil nu e natural. Deci am nu că e natural și să vezi că așa o să ajung și eu, știi? Și toți râdeau, de asta, mă auzeau, ha, 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 ce ai, mă, că nu știu, n-ai cum, știi? Băi, asta mă, să le arăt așa, că se poate și natural, știi? Și chiar a funcționat, da. Mă regăsesc, doar că eu am călcat în partea cea greșită a lucrurilor. Probabil la nivel mai înalt și atunci. Nu, eu am concurat la juniori, am ieșit campion național acolo, dar pe mine m-au bombardat, nu știu, nici nu era informație, vorbim de 2005-2006, nu era da, internet și așa și da, asta e motivația mea să fac videourile astea, pentru că eu în jurul meu n-aveam decât, nu se poate fără, trebuie să bagi, mai ales la seniori acum, știi, și mi-ar fi plăcut să fie cineva care vine cu videouri de genul ăsta. Contează mult să ai pe cineva. M-ar fi motivat rău și probabil n-aș fi ajuns să bag niciodată, tocmai de asta sper să îi împiedic și pe alții. Sau măcar să fie informați, indiferent ce... Și oricum la asta, uite, nici l-am băgat, păi am zis, măcar să ajung la un nivel, să-mi ating limita genetică natural, știi? Și atunci dacă, bă, dacă e nevoie să bag și vreau mai mult, sau că să fie nevoie să ajung la un nivel să concurez, nu știu, la concursuri foarte, foarte tari, știi, în afară, acolo, probabil că nu o să faci față fără și atunci o să fii cumva părțat. Dar doar atâta din cât fac doar pentru sănătate și am cumpărat niște mâncuri care pot fac poate și așa... Ce se sare? Și folosi, da. Da. Zi-mi, te rog, ce a urmat după Tiger, anul următor, asta a fost 2016. După Tiger, da, 2016. După aia, în 2017, am zis că am ieșit atunci pe 5, zic, mă pregătesc acum, vreau să am proporțional și vreau să merg să câștig în 2017. Și am mers la naționale pentru prima dată în 2017 și am fost 8 pe categorie și am reușit să câștig la naționale. Primul național ai și câștigat. Primul național am câștigat, da, am mers direct la naționale. Nu la junior, la senior, nu? Nu, la senior, n-am mai prins junior. A fost direct la... Când am trecut la senior, exact. Și apoi am mers și la Tiger, la o săptămână, după național am avut și Tiger-ul. Aici a fost la sala Palatului, pe reparentă, și am ieșit pe locul 2. Și a fost un pic ciudat, că, deși până anul înainte câștigase Mauro, care era destul de mare, anul următor, în 2017, am ieșit pe 2, că mi-au spus că am fost prea mare pentru categoria aia. Știți apoi, din vlogurile mele cum se arbitrează, că nu există concord, nici nu vreau să mai comentez deciziile astea. Cred că băiatul care m-a avut în 2017 era natural cel. Da? Da. Foarte tare. Păi nu era, el era și m-a avut. Ați făcut podium da, pe natural. Probabil structura la avantajul mai mult, apar. Zim, ca să nu trecem mai departe fără să adresăm chestia asta, cum te-ai pregătit la primul concurs în 2016 atunci? Că ai zis că erai deja cumva în formă, te-ai mai pregătit, te-ai suit, așa ce ai făcut? M-am mai pregătit, am introdus doar cardio. Okay. Eu nu oricum cu alimentația și dacă tot mă antrenam cu băieții, cu Claudiu și cu Remus, ei erau în pregătire, știam așa ceva despre chestia asta. Și eu extra am început să țin de capul meu, știi, am auzit pe ei să fac și la fel.
îți dai seama că, mai ales că era prima dată, mi-a funcționat. Eram deja în formă, concursul a fost undeva pe 2 septembrie sau 3, 2-3 septembrie și eram în formă cumva de la, din august, cam așa. Deci cât timp ai avut? Câte săptămâni, practic? Cam o lună, cred. Cam o lună. Deci tu erai deja în formă cu o lună și ai mai făcut doar cardio. Am lună, am mai început să fac cardio, pentru că făceau și am început să fac și eu. Ai fost și aici. Da, și anul următor, deja... în 2017, cum te-ai pregătit? În 2017, atunci am evoluat foarte mult în iarna aia. Am ajuns undeva la 86 de kilograme, 88, cred că 88, atunci am avut cel mai mult. Atunci am crescut foarte mult. Pe așa antrenamentele, făceam niște antrenamente, știu că ne-am dat la un moment dat și eram în sală, se uitau cei care erau cu steroizi la noi, știi, adică atât de intens era antrenamentul, chiar făceam până la epuizare, atunci era și dorința aia mare, știi? În 2016 am zis, mamă, la anul vreau să câștig, să-i campion național și să câștig și Tiger. Și atunci am crescut cel mai mult, am ajuns la 88 de kilograme. Da, și după aia pregătirea am făcut-o, acum am făcut pregătire cum ar fi trebuit. Am început undeva din mai. În prima fază am început să tai calorile inutile, știi, să tai prostii de zar și știi de genul ăsta. O lună am început așa. Apoi am început să tai din carbo. Și cardio, deci pregătirea asta am făcut cam 3 luni a durat. Adică am vreo 3 luni am făcut pregătire ca lumea. Și atunci și așa mi-a mers și cel mai bine, pentru că am făcut să țin, făcând în timp, să țin carbo destul de sus. Dar a funcționat foarte bine, mai ales că era a doua zi, sau a reacționat corpul imediat. Ai fost la Naționale Steger în 2017? În 2017, da. Ce ai făcut în 2018? Apoi în 2018 am ieșit campion național în 2017 și am fost selectat pentru lotul național. Și în 2018, cred că a fost cel mai greu an. A trebuit să fac 3 pregătiri. Wow! Dar asta pentru că n-am fost eu prea calculat ce am dat o bară după fiecare. Am făcut pregătire prima dată, am început prin februarie, pentru Balcania, de care a fost în mai. Deci am făcut februarie, martie, aprilie, mai. Am făcut doar 3. Martie, aprilie și mai. Okay. Pregătire pentru Balcaniadă. După Balcaniadă, la Balcaniadă am ajuns undeva la 77 de kilograme, cam așa. După Balcaniadă am dat-o în bară și n-am mai ținut. Am avut câteva, vreo 2-3 săptămâni de răsfăț. Mă rog, am ajuns undeva pe la 85 de kg. M-am stricat de tot, era cum eram înainte. După aceea am zis că nu cred că o să mai concurez. Și bineînțeles că veneau naționalele din nou. Și am înțeles atunci că o să fie Cupa Mondială pentru prima dată în România și trebuia să ieși campion național ca să mergi la Cupa Mondială. Și da. Atunci trebuia să mă pregătesc chiar pentru naționale. Și m-am pregătit iarăși, am dat de la început, m-am pregătit pentru naționale din septembrie. Am mers la naționale și atunci am zis, asta e ultima pregătire pe care mai fac în viața mea, că nu o să mai fac niciodată. M-a secat, a fost foarte grea. Și după aia am făcut, am zis și campion național. Și bineînțeles că n-am putut să mă abțin să nu merg la Cupa Mondială, că după aia mă pregătesc. Altă pregătire. Și după naționale m-am stricat, am seara la 86 de kg și de la 86 iarăși a trebuit să zăbesc la, pentru Cupa Mondială de la 86 și la Cupa Mondială am fost cel mai bun, de la 86 la 72 de kilograme. A fost cea mai bună formă aia? Vreo 9 săptămâni, cam așa cred, 9 sau 10 săptămâni. Dar mea m-a simțit cel mai rău, deci după pregătirea asta am zis că nu o să mai merg niciodată în viața mea la Cupa Mondială. Eram foarte... Știi, țin minte că eram odată la muncă și m-a întrebat cineva, te simți ok? Da, așa sunt eu. Și mi-a zis, ce asta, simțeau tensiunea și mi-am luat tensiunea și am undeva 10, 4 sau nu știu ceva de genul ăsta și pulsul undeva la 4 și ceva. Și bă, dar tu o să mor, dacă mai ții așa. Știi, nu, că sunt ok, eu eram deja obișnuit, eram în starea mea. Și atunci a fost printre cele mai bune forme, doar că cred eu că am greșit că nu m-am încărcat, am fost foarte plat. Ai fost cel mai uscat, nu? Da, eram bombă, dar foarte, foarte plat, nu m-am încăcat. Zi-mi, te-ai pregătit pentru fiecare câte, de 6 săptămâni sau ceva de gen, nu, două luni la început? Nu, deci anul ăla am stat în pregătire vreo 9 luni, cam așa. 9 luni. Zi-mi ce rezultate ai avut, Balcanici? La Balcanici am ieșit pe locul 2, apoi la Naționale am câștigat și la Cupa Mondială am ieșit pe 3. Cum s-a petrecut una ca asta? Te-ai dus în cea mai bună formă? Probabil că structura, băi, am fost, știu că m-a bătut pe locul întâi, a ieșit Ionuț deodată de la Nedea și care a fost pe 4, e vice-campion european. Pe 2 a ieșit Alex, la fel de la Severin. Probabil că talia, nu știu, avantajul meu, pentru că eram foarte uscat. De asta nu m-am fost încărcat și atunci nu am avut volumul așa mare. Aici am greșit.
Bine, am făcut pregătire pentru Cupa Mondială, m-am și pregătit cu, am 8 antrenori. Și atunci, da, am testat să văd, am făcut până la capăt, cum am zis, de ce mă simțeam foarte plac și da, am zis să încep, da. Ce ai făcut anul trecut? Anul trecut, cum am zis, după Cupa Mondială, am zis că nu o să mai particip în viața mea, nu o să mai merg niciodată. Cum am zis, poate n-aș pe atunci. Și când am mers cu voi la... M-am întâlnit cu voi la Metrorex, bine, oricum, îți dai seama că mereu sunt pe o semi-dietă, dar nu stau că am pregătire să fiu foarte strict în către mâncarea, dar în principiu mănânc cam aceleași alimente. Dar tot aveai 88 de kg, 87, gen? Da, aveam 87, cam așa. Și dacă v-am văzut pe voi acolo că pregătire toată lumea, și ce, mai erau vreo 7 săptămâni, cam așa, și am zis, băi, hai să merg și eu, să merg și cu băieții acum. Și m-am hotărât și am mers la Naționale și la Pronutrition. Prima dată a fost Pro Nutrition, că nu mă înșel, da? A fost la Dej. Eu inițial mă pregăteam pentru Naționale, de fapt, și mi-a spus voi că mergeți la Provision și dacă m-am auzit că vreau să merg și eu. Și s-a nimerit la fix, că am mers și la fel, au fost 25 de concurenți pe categorie și am reușit să câștig. M-am trezit pe locul 1, deci eu aveam ca obiectiv prima dată top 6. Da. Și m-am trezit după aia zic, hai, un top 3, că așa fac eu mereu, forțez nota, știi? Și după aia zic, locul 1, m-am trezit pe locul 1. Și după aia la Naționale, la o săptămână sau două săptămâni, și am câștigat, am reușit să-mi păstrez titlul de campion național. Ce vreau să știți este că el nu știe nici măcar că trebuie să-și ia banii de premium de la Pro Nutrition. L-ai sunat pe Andy și... Nu, am plecat și ajunsesem acasă deja. Și mă vorbesc cu Andy și îmi spune, dar tu ți-ai luat banii? Zic, ce bani? Păi nu știi, mă, că se dă premiere la locul 1, 2 și 3, mă rog. Păi nu știu, mi-am luat medalia și am plecat, nu m-am interesat. Și am reușit până la urmă, am recuperat. Da. Ce să zic, rezultate foarte... Eu am fericit pentru medalii de asta, nu m-am interesat pe bani. Când asta toată lumea, mamă, și câți bani ți-a dat, și câți bani ți-a dat, da? Nu mai m-am interesat pe nimic. Vreau să-mi zici acum, când ai atins prima dată o greutate? Adică sunt niște ani bonezi de unde ai cam stagnat, într-un 86-88, adică când ai atins prima dată o greutate de-asta? Țin minte că am avut un practic, mă blocasem undeva pe la... Atunci, în 2017, după ce am fost la Tiger în 2016 pe prima dată, și în iarna aia, în 2018, blocase undeva pe la 80 de kilograme sau 82, cred că. Nu treceam, nu reușeam să trec de 82. Știu că atunci am început să mănânc forțat cumva, mâncam până simțeam că vine înapoi. Și metoda era așa, aveam o parte cu orez, carne separat și supă cremă de legume. Și mâncam carne cu orez și dădeam cu supă cremă de legume și ca să... Că nu mai puteam să înghit, am mâncat la orez, mă durea maxilarul aici puțin pe brăda. Și nu te astupai, nu te îngreșeai, nu te stricai? Eram cumva acoperit, dar nu că nu mai am abdomen. Abdomen tot mai aveam, știi cât de cât. Da. Dar nu prea mâncam carbo răi, știi? Adică mâncam doar orez. Bine, mai parte orez și cartofi, cam am el. Cercam să mă frez de zahăr, mai ales că am o șchiță asta cu agnea. Cercam să mă frez că puteam de mult, știi? Oricum, pe spate, mereu am și de-asta spus, mă buneau de steroizi. Dar, de fapt, zi-mi, în ultimii ani, deci 2017, 2018, 2019, consider că ai mai progresat pe cântar, la, nu știu, ai mai progresat sau crezi că pe aici, undeva, e limita naturală pentru tine? Sincer, nu cred că asta e limita naturală, pentru că în ultima vreme, hai să zic, în ultimul an, sau ultima jumătate de an, să zic așa, sincer, nu prea m-am mai omorât la fel de tare cu antrenamentul cum o făceam înainte, știi? Asta și pentru, adică, pentru că m-am antrenat singur, sau nu neapărat, dar n-am mai forțat și accidentări, am avut probleme cu umerii, pentru că forțam mâinile foarte tare la piept și n-am mai forțat la fel de mult. Și probabil că, uite, nici n-am încercat să mă pregătesc, să fac antrenamentul 1 la 1 cu un antrenor, știi? Și să încerc și alte metode. Mereu antrenamentele, în pregătire, am făcut singur sau cu un partener de antrenament, știi? Dacă am aceleași metode mereu, nu. Mă gândesc că dacă aș schimba un pic stilul, dacă aș avea pe cineva care să fac unul la unul și să mă forțez, fac ori de puterea reforțată, știi? Probabil că aș mai progresa un pic. La mai ales la grupele deficitare, la brațe și la umeri. Dar, nu. Zi-mi cum arată splitul tău de antrenament săptămânal. În ultima vreme, sens, am încercat push pull legs, dar nu prea mi-a primit, nu prea îmi place. Push pull legs nu merge, deci. Nu merge. Bun. Splitul meu în ultima perioadă și cu care mi-am mers foarte bine, aveam spate, după aceea făceam piept. Spate lune, gen? Spate lune. Marți altceva? Da, marți altceva, piept cu umeri, făceam piept și umeri, pentru că la piept fac doar superior și fluturări, și apoi treceam la umeri. După aceea picioare,
brațe și umeri. Cam așa. Deci spate, piept, picioare, brațe, umeri. Split pe 5 zile, a 6-a zi pauză. Dar nu făceam neapărat luni așa. Da, mă rog. O pauză, știi, și le luam de la cap. Cam asta a fost cel mai așa la mine. Cam grupa la 6 zile, 7 zile? Cam așa. Bun, pe bro split, adică ceva de genul. Bun, zi-mi alimentația, cam cum arată? Păi off-season-ul mă interesează. 4 mese. 4 mese. Plus proteina după sală. Dimineața 5 mese. 5 mese în total. Dimineața am acum 2 între 3 albușuri, o banană, cacao și 100 de grame de ovăz. Le pun în blender, pe le pun în tigaie și adaug niște afine. Este super mișto. Uite, o să-ți dau și poze să vezi. Dacă e primăvara, vara, mai pun și deasupra ceva, pun niște pepene galbene, ceva și este demențial, mai fac și topic dintr-o cupă de proteine. Nu știu dacă am mai auzit astea până acum, sincer. O să-ți dau poze să vezi cum așa? Arată. Masa așa. Doi. Apoi masa 2, 3, 200 de grame de carne. Nu contează, nu știu, curcan, pui, porc, dar în jur de 200 de grame. Dar nu pe grască, ceafă pe astea? Sau nu ții să cont? Să știi că am avut, acum, în ultima vreme nu prea am ținut cont, am mai mâncat și ceafă. Ok. Dar când mă apropii de dacă mă apropii de pregătire sau vreau să mă să fiu cumva să mă apropii de perioada de definire, încerc să păstrez doar piept de curcan, pui. Deci asta e prima ajustare, grăsimea din prima care. Asta e prima ajustare, da. Oricum nu prea să decru grăsime, mănânc foarte puțin grăsime, nu mă simt ok. Așa? Multe grăsime. Masa 2, 3 și așa? Așa, deci masa 2 și 3, 200 grame de carne, 100 de grame de orez sau 300 grame, 35 grame de cartofi. 100 grame nefiert. 100 grame nefiert, da. Ok. Așa. Sincer, acum în ultima vreme m-am cam lenepit, am găsit punguțele alea și mănânc cam 125 grame. 125, știu. Da. Așa, plus legume. Deci 3 mese. Apoi masa 4, de obicei shake-uri de proteină. Și seara acum proteină și legume și ceva grăsim. Da, grăsim de obicei. Ce înseamnă proteină și legume? Proteină, ori mănânc pește. Ah, ok. Seara. Sau din nou carne, am principiu încerc să mănânc pește, mai ales acum în ultima perioadă, încerc să am doar 2 mese cu carne, nu ca atât mult, pentru că în pregătire aveam și 3 mese, 4 cu carne, încerc să mănânc mai puțin, am seara pește și legume, plus ceva agresiv, ce să nu fie unei de mulțime extra obicei, mai mâncam nuci, mai cam așa, adică e foarte simplu, nu, da, nu mă complic niciodată. Da, foarte bine structurat, așa gen. Zi-mi... Așa am mers cel mai ok. Zic cum ești cu suplimentele. Folosești, nu folosești, ce folosești, cât folosești? Suplimentele, ții minte la început când m-am apucat de sală și am început să iau proteine. Prima dată am avut emoții, cred că când am luat proteine, cum au așa, când îți fac prima injecție, habar n-am, când mi-a crescut tensiunea. Am zic, mamă, acum o să-mi iau asta și o să mă fac mare. Mai ții minte ce proteine era? Prima dată, da. Și prima dată... Cred că am avut GFX 8. De la ProNutrition. De la ProNutrition, da, da, GFX 8. Da, da. Și pe aia am descoperit de la Optimum Nutrition, nu e gol. Ok. Dar Pro Nutrition a fost prima dată, GFX 8. Când asta? Când eram la kayak în ultimul an, cam pe la 18 ani, așa, atunci. Deci acum 8 ani vorbim de 2012. 2012, da. Bun. Atunci Pro Nutrition am luat prima dată. Și s-a simțit? S-a simțit ceva, dar știu că bine că atunci și mâncarea a fost, știi, și am început să mănânc mai mult. Înțeles, nu-mi dau seama cumul de factori. Da. Că atunci am avut bumdana și suplimentul ăsta de proteine, mâncarea mult mai multă. Că atunci când mergeam la kayak, dacă mă duceam dimineața la antrenament, începeam la 7:30, mai ales dacă era afară și n-aveam școală, stăteam până la 3 pe lac, mâncam eu dimineața ca cereale cu lapte și mai mâncam pe la antrenament niște sandwich-uri între antrenamente, că făceam două și pe aia mâncam când eram acasă, îți dai seama. Și acum n-am cu proteină, care mai multă orez și așa mai departe, îți dai seama că am avut un bun. Și după aceea, în mare parte, oricum n-am fost adept așa, am folosit în mare parte doar proteină și creatină. Am avut o perioadă în care am folosit BCA, glutamină, tot felul de pre-workout, dar pre-workout așa, o perioadă scurtă și nu, adică sunt motivat și mă simt. Acum, în ultima vreme, am început să mai folosesc chiar și foloseam în pregătire, dar pentru că eram foarte epuizat și atunci chiar simțeam nevoia. Dar mare parte... Deci proteină, foarte basic, practic. Foarte, foarte basic. Proteină, creatină și uneori multivitamine. Faci cardio off-season? Nu. Nu faci cardio. Doar dacă merg la fotbal. Bun. Hai să adresăm elefantul din cameră, elefantul din sală. Cum, pentru că ai pieptul ăsta monstruos și așa, zine dacă faci ceva special și ce faci? Și o să decidă probabil ce ne urmăresc, dacă e ceva special în ceea ce faci sau pur și simplu geneticul spune cuvântul. Cum arată antrenamentul tău standard? Uite, antrenamentul meu standard pe care îl făceam când făceam pe putea și în aveam
luni începeam cu piept, ca toată lumea. Ok. Și mai făceam o dată joia sau vinerea, făceam de două ori pe săptămână, pentru că picioare nu făceam la început. Când venea ziua de picioare, făceam piept din nou. Și aveam așa, împins orizontal, făceam undeva la 5-6 serii. Cu bara. Cu bara. Ok. Da, începeam așa, 60, 90, 120, știu că puneam 20, pe aia 15, 120. Pe 140, dacă 140 nu mai mergea, făceam vreo 6 repetări, 4 repetări, aia rămânea ultima serie. Dacă făceam 6, 8 sau 10 repetări, nu am zis să fac 10, după aia mai făceam o serie. De bara 150, încercam. Deci făceam 140 bucăți? Da, nu știu, da. Am făcut cel mai mult 164 repetări, cam așa. Asta e tot record. Aveam 88 de kg. Asta e și recordul meu, făcut la Metrorex, aveam 80 de kg, dar nu știam cât au discurile. Nu știu cât au discurile, că nu scrie pe ele. Da, 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 da. Scrie pe alea de cauciuc, dar pe alea nu scrie. Da, da, și de rușine, de așa, tot fix ăsta e recordul meu. Dar când ai făcut greutățile astea de care zici acum? Splitul ăsta de antrenament de două ori pe săptămână, când? Acum câți ani? Splitul ăsta îl făceam când m-am apucat. Deci prin 2013, cam. În 2013? 2014, cam așa, da, nu. Și acum ai zis că îl faci o dată pe săptămână. Acum îl fac o dată pe săptămână. Greutățile sunt totale sau s-a schimbat ceva? Am mai scăzut un pic la forță, asta probabil și datorită din cauza accidentelor la umăr, pentru că acum umerii de sunt foarte uzați și acum nu mai pot să fac aceleași greutăți, dar oricum am apropiat 100, am încercat și am făcut 6 repetări cu 140. Și bun, dar nici m-am antrenat și n-am mai făcut mereu, de exemplu, împins orizontal nu fac la antrenat, acum fac doar înclinat. Și... Da, uite, de exemplu, în comunitatea asta science based și cu ghilimele de rigoare, de afară, nu de la noi din țară, se merge pe premiza dacă scazi în forță, scazi în masă. Înseamnă că te-ai supraantrenat, că n-ai cum să progresezi, că ăsta e scopul, ăsta e semnul hipertrofiei, că o să crești în forță. Tu consideri că scăzând greutățile, ți-a scăzut și pieptul? Sau consider că în ciuda faptului ai și progresat? Nu cred. Eu cred că chiar am progresat, adică nu cred că e proporțional, da, forța și masa musculară, nu. Nici pe departe. Mai ales câți ani să aveam, atunci aveam și brațele mult mai mici, știi, tricepsul era... Păi aveam, când stăteam, dacă făceam așa, nu era, știi, brațele aia, și eu mă miram cum vezi, te-au simțit, când făceam un pic, tremurau brațele. Nu cred că... Vreau să-mi zici o chestie pe care am observat-o și le-am spus-o și lor de-a lungul episoadelor. Am observat așa, ești la început, ai o anumită forță care crește, bineînțeles, execuțiile sunt așa și sunt tot felul, cum ai văzut, știu, în sală, na, ești la început, normal că faci toate gafele. După care, la un moment dat, crești foarte mult în forță, apare niște dureri, apare un supraantrenament, faci toate greșelile, după care, la un moment dat, realizezi, băi, poate execuțiile astea nu merge rafinate, poate poți să scoți ceva mai mult dacă așa. După care, când începi să faci negative sau ce ajustări faci tu, scade forța, dar tu continui să progresezi. Da, progresezi, da. După care, din punctul meu de vedere, mai vine un hop, la un moment dat, unde vii cu alte finețuri, vii cu alte unghiuri, vii cu negative controlate, vii cu contracții, da, iarăși te duci în jos la forță și după care iarăși urci și abia atunci, după vreo două, trei chestii de-astea, poți să zici, băi, cred că îl înțeleg, știi? Și sunt niște progrese de-astea pe care le faci, dar în ciuda faptului că tu o să scazi constant greutățile și o să le crești. Da, 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 exact. Dar, pe, cum ziceai și tu, că ești foarte puternic comparativ pe mișcări, pe mișcări compuse, față de mișcări de izolare unde nu consider că ai aceeași forță, nu e proporțională, da, știi? Da, da, nu e aceeași, chiar nu știu, uite, cum am făcut noi la bară, știi, ai văzut, la împins la aparat am făcut cu aceeași greutate și la bară am fost un pic peste. Da, știi? Eu nici nu măcar ce am făcut la bară, că na, nici nu e ceva de interes pentru mine. Eu am făcut la cât? L-am făcut la 80 vreo, cred că 8 repetări, ceva de genul, și tu ai făcut la 110 vreo 10, nu, sau 8. Cam 8, cred că și 8. Trebuie să le numărească, vor fi aici. Da. Iar la împins la hammer, cred că ai făcut vreo două repetări mai mult la aceeași greutate, da, nu? Și ceva de genul. Da. Da. Cred că nu. Adică diferență mare acolo, diferență mică aici. Bun, deci ai zis că faci împins cu bara? Așa, făceam împins cu bara și apoi treceam la înclinat, aveam împins cu bara înclinat. Stai puțin, împins cu bara orizontal, împins cu bara înclinat. Înclinat, da, 3 serii, împins cu gantere înclinat 3 serii. Făceam astea 3, făceam factor exerciții de forță și apoi încheiam cu un triset. Cel mai des era antrenament pe care făceam și aveam la final flutări la paralele, fluturări la cablu și flutări normal, la liber, până la epuizare. O singură serie? O singură serie, astea trei, da, triset. De două ori pe săptămână? De două ori pe săptămână, da. Deci o făceam o dată așa și a doua oară schimbam triset, făceam, includeam și pullover-ul și făceam pullover-ul, okay, cu gantera, pentru că mi-e tinde foarte mult pieptul în sus.
mă simțeam mai plin aici, în partea de sus, așa, eram cam, adică nu știam atunci pentru cutia toracică și așa mai departe și îl făceam instinctiv. Foarte interesant. Deci cum arăta al doilea antrenament? Al doilea antrenament, de obicei, era la fel, cu pins orizontal sau începeam cu înclinat, mai multe începeam cu înclinat, știi, ca să odată o variație. Așa, așa, da. Înclinat, după aia gantele, orizontal și la fel, ceva cablu, fluturări, trise, probabil fluturări la cablu, pullover și ceva, nu mai făceam paralel. Bun. Altceva, un aparat. Cred că nu-i secret pentru nimeni că ai pieptul grupă genetic foarte bună. Da, da, da. Așa, bun. Zim, ai observat vreo discrepanță între pieptul și între piept și niște grupe care nu consider că sunt bune la modul refacere, la modul forță, la modul cum le simți, cum le înțelegi, conexiune cu ele. Ai observat ceva de genul? Ai nevoie de mai mult volum sau, nu știu, la umeri și la brațe. Uite, am cred că am o conexiune foarte proastă la umeri. De exemplu, la umeri, nu am niciodată febră la median, deci lateral. N-am niciodată să fac așa să simt febră sau nu știu. La brațe, de exemplu, deși eu am brațe mici, la triceps mai mereu am făcut febră. Deși conexiunea la fel probabil nu este cea mai bună, dar febra am reușit să fac, știi? Adică și la biceps în ultima vreme am început să fac, bine, acum am mai și progresat. Dar conexiunea foarte slabă, da, la umeri, e cea mai slabă. Noi am făcut și umeri după ce am terminat pieptul și dacă îmi permis să-ți dau două, trei sfaturi. Dacă vrei să vii cu umerii din urmă, nu-i mai fă după piept. Asta una la mână. Doi la mână. Te-am văzut cum faci ridicările laterale, care sunt practic cele mai importante pentru umăr. Am încercat o grămadă de mișcări. Da, te-am văzut și se jur că mi-am format un ochi încât se vede chestia asta, știi? Uite-l și pe Alin. Pe Alin care e campion mondial la Scandenberg. Deci Alin are o conexiune perfectă. Zici că face de 30 de ani sportul ăsta. Pe partea de sus, orice ține de mușchii pe care îi are genetic bun. Uite, exemplu, flexiile pentru biceps le face perfect. Și cum? Adică, da. Și la triceps nu are aceeași conexiune. Dar toate astea sunt corelate cumva cu și cum arată mușchii ăia, știi? Iarăși, uite, într-adevăr, pieptul poate fi îmbunătățit, nu are ca tine, dar are o conexiune foarte bună la piept. La spate nu mai vorbesc, înțelegi? Dar aceeași chestie nu se vede la picioare. Și eu chiar am observat chestia asta. Și te-am văzut și pe tine când faci ridicări laterale. Poți să scoți mai mult din execuție. E o chestie de tehnică. Păi asta e și foarte mult de tehnică, dar încă n-am reușit să... Deci sfatul meu e să faci umerii de două ori pe săptămână, de trei ori pe săptămână, grupă prioritară. Începe antrenamentul cu umerii. Asta, eu asta aș face, asta am făcut la gambe și a funcționat. Iarăși la coapse am observat aceeași chestie. Deși eu am genetic bun pe coapse, când m-am antrenat dandoasele, n-au răspuns. Au răspuns doar după ce am început să ne antrenez ca lume. Și eu cred că poți să ai newbie gains, poți să ai rezultate de începător doar dacă ești la început, doar dacă bagi doape sau doar dacă te-ai antrenat dandoasele toți anii ăștia și găsești chichita, găsești secretul. Adică eu în locul tău, sincer, aș fi destul de optimist că se poate face ceva, cel puțin pentru umeri, știi? La brațe nu știu exact ce faci, cum faci. Dar spun că la umeri, din punctul meu de vedere, având în vedere că îi antrenezi după piept, îi antrenezi o dată pe săptămână, faci și nici da, conexiunea cea mai bună, trebuie, eu cred că sunt șanse să vii cu ei din urmă blană pe viitor, dacă le dai, dacă faci tot ce trebuie să faci pentru ei. Bun, deci zici că ai descoperit niște discrepanțe pe aici pe acolo. Da, da, da. Nu simți toate grupele chiar la fel de bine. Clar, îți dai seama. Da. Și, cât volum faci pentru umeri, de curiozitate? Am văzut că ai făcut 4 serii de laterale, ai început cu un pins și ai făcut vreo 4 serii, astea două, să nu? De obicei am două, dacă fac doar umeri, înțeles, după ce am scris la drag, aveam piept cu umeri, marți, făceam așa cum am făcut noi acum. Și după aia, când aveam umeri simplu, aveam două deci serii pentru, da. Acum, nu am mai făcut de două ori, dar înainte am avut, înțeles, când am mers cel mai bine, scrisul de antrenament era, aveam umeri de două. Și când făceam doar umeri, aveam două exerciții pentru anterior, două pentru lateral, da, și două pentru posterior. Cam așa făceam, cam așa vorbim. Și făceam patru serii la fiecare exerciții. Hai să adresăm și spatele, că și spatele ai grupă monstruos de bună. La fel ai conexiune bună, cum? Da, și la spate am o conexiune destul de bună, doar că am observat și prin pozare că pot să deschid mai mult pe partea dreaptă, știi? Și acum încerc să mă controlez cumva, să scot și partea stângă să fie cumva egal. Da, și la spate am o conexiune destul de bună. Cum arată? Probabil că și de la caiac, de exemplu. Cum arată antrenamentul? La spate încep întotdeauna cu tracțiuni. Libere la cablu?
În mare parte fac la liber, încep să fac la liber. Tracțiuni 4 sau 6 serii. Am avut o perioadă în care făceam, încercam să fac 100, din cât mai puține serii. Probuna să fac 100 de tracțiuni și din cât mai puține serii. Așa, tracțiuni, mare parte. Apoi, acum ultima vreme am început să fac al doilea exercițiu la helcometru cu priză apropiată, la priză neutră, al doilea. Și apoi încep să trec la gramat, fie fac gramat, dar după ce încerc să caut un aparat care să stau cu pieptul pe el, să nu fac gramat cu bara la liber. Dacă n-am variante, atunci încep să fac gramat cu bara, după aia fac și gramat cu ganter ca să am și unilateral. Da, și apoi, la final, nu știu, fie fac la cablu, dacă nu am ceva, un aparat care se limite mișcarea, știu, tot fac la cablu, cu locul cablu, da. Ori caut un aparat. De obicei fac cam 5-6 exerciții. Faci și hiperextensii sau lombari? Sau îndreptări, ceva de genul? Și îndreptări mai fac, da. Îndreptări. Dacă încep cu îndreptări, atunci nu mai fac tracțiuni. Fac tracțiuni la helcometru. Ok. Pentru că nu mai am destul energie și nu mai am la fel de forță și fac la helcometru. Bun. Și fac îndreptări la final. Sau se întâmplă să fac tracțiuni la început și atunci să fac îndreptările la final. Dacă vreau să nu folosesc greutăți prea mari, așa am făcut în ultima perioadă, ca să mai folosesc greutăți mari la îndreptări, le fac la final. Uite, de exemplu, săptămâna trecută când am făcut spate, am făcut îndreptări la final. Mi-am adus aminte ceva, poate visez, poate mi se pare, poate confund lucrurile. Tu ai fost la concursuri de împins? Da, am fost la concursuri de împins și a adus fac și îndreptări. Ce ai făcut acolo? La împins a reușit să fac 3 cu 140, a trebuit să fac ceva cu stop pe piele. Da. Sunt alte reguli la power. Da, e un pic mai greu. Pe comenzi. Da, pe comenzi, 3 repetări pe 140, am ieșit pe 2 și la îndreptări, deși n-am funcționat la antrenament, acum am reușit să fac 3 repetări cu 200 la îndreptări. Tu nu făcuse îndreptări niciodată? La antrenament am funcționat cu 200. A, nu făcuse la antrenament, dar tu făceai îndreptări, dar nu cu 200. Făceam, dar cu 200 nu am reușit niciodată să fac la antrenament. E adrenalina aia de... Poftiți, monstru! Cine a câștigat la împins, cu cât te-a bătut? L-am prins, a câștigat un băiat, am prins 150. Câte? La fel, 3. Trebuia să faci 3 repetări. O greutate care ai fost să faci 3 repetări. Era de meserie? Crezi? Sincer, el nu cred că era. Băieții care erau de meserie, unul între aici pe 3 și unul nu știu, n-a fost. Adică ai bătut oameni de meserie, practic. Bătut oameni de meserie și la îndreptări m-a bătut, a fost, cred că cu 205 dacă nu știu. Da, cu 205, pentru că apoi am ieșit campion absolut la categorie, pentru că greutatea mea a prins pe îndreptările. A făcut un first pound. Pentru că cel care m-a bătut l-am prins în îndreptări n-a făcut. Și cel care m-a bătut la îndreptări l-am bătut cu 10 kg. Iar m-a bătut cu 5 la... Și tu ești campion absolut. Am ieșit campion absolut pentru că am avut calculat cu formula, cum aș putea numește, dar nu. Când a fost asta? Păi, acum vreo 2 luni. Acum vreo 2 luni? Cam așa. Până aici, în decembrie. Mă fascinează oamenii ca oamenii cum sunt Cornel? Da, la un oamenii cum e Cornel? Cum se formulează asta? În fine. Mi-ai zis ceva mai devreme apropo de gafe. Ce gafe consideri că ai făcut de-a lungul timpului și ai vrea să nu le fi făcut? Mi-ai zis ceva, niște dureri de umeri, niște flătări la paralele cu niște greutăți? Da. Îi vedeam pe pisici abisale că făceau un pins cu vara la ceapă. Ok. Și știu că eu făceam cu greutăți, adică nu știu, acum dacă mai pot fac, nu pot să fac, dar făceam cu 90, cred că 100, apar n-am, dar foloseam greutăți destul de mari pentru mine și capul ăsta. Făceam împins la ceafă cu vara și flotări la paralele, mi-a târnat de mine discul 7-10 bine, că aveam, și aveam tot cap acolo, greutatea mea era. Făceam flotările la paralele și flotările la bancă, pentru că ficeți la fel, dar nu stăteam cu spatele foarte aproape de bancă, știi? Și mă îndepărtam foarte mult și atunci îmi dai seama că tensiunea pe omul era maximă. Și cred că astea trei au dus la o zonă foarte mare pe umeri. Și de asta, acum, umerii mei sunt destul de fragili, nu mai sunt ca înainte. Și eu am renunțat la împinsul deasupra capului, la ceafă, dar și eu, ce prostii făceam, jumătate, mi-atingeam doar... Da. Așa, nu? Și mai venea acum și apoi las-o mai jos. Era într-o rotație externă, ce vorbești, tracțiuni la ceafă, faci vreodată? Acum mă doare, am avut, când am făcut pregătire cu Adrian, pentru că mondial am început să fac. Și eu am avut probleme cu umorul după aceea. Asta te-am întrebat. Da, după pregătire am avut umorul cel mai tare. Am avut bai de cap. Nu, confirm. Deci, din punctul meu de vedere... Asta nu înseamnă că nu, adică chiar am fost cel mai bun în formă. Din punctul meu de vedere, umerii, poți să-i strici cel mai rău la împins apropiat
Și când nu mai poți, în loc să rămâi așa, faci rotație internă, da, da, l-am da. Prins pentru triceps. Mulți ai văzut că fac cu carabina aici, la un moment dat când nu mai poți să ridici și fac așa. Și atunci și automat. Ridicările de la ce a făcut bara, flotări la paralele și mai sunt și altele din antrenamentul de piept pe care o să vi le zic în antrenamentul de în episodul de greșeli frecvente. Dar în principiu văd că și tu ai eliminat unele exerciții pe care le consideri tu personal pentru tine de mare risc. Da, clar. Nu le mai faci. Bun. Ce să zic? Ești fascinant și mă bucur de tot că am avut mulțumesc. Ocazia să te fac cunoscut și celor ce ne urmăresc. O să concurezi anul ăsta? Sincer, mă. La fel sunt și eu dacă mai întreba același. Tocmai am fost în zilele trecute de domnul antrenor de la lotul național. Am fost convocat pentru Balcaniadă. Bine, am spus că o să concurez. Dar sincer, acum nu mai sunt la fel de motivat, nu mai sunt la fel ca înainte. Adică am fost, am văzut despre ce e vorba. Am mers 2, 3, 4, 5 ore, am văzut că nu se schimbă nimic și așa mai departe. Ce te-ar motiva adică să te mai adică ce te motivează? Ce m-ar motiva, cred că uite, când am venit cu voi și m-am antrenat, că am motivat să stă de grup, știi, atât. Să văd și pe alții că se pregătesc. Dar așa singur n-aș mai fi adică spus câștigat fac, înainte, munceam singur de nebun, vreau să câștig, vreau să ies campion în 2017, vreau să ies campion național, vreau să câștig Tiger, știi, atunci băi, mergeam singur și mergeam la muncă, ține de făceam antrenamente de forță, mergeam la muncă și pe aia seara la 10-11 munceam la cardio, pe bandă, și făceam o oră de bandă, stăteam, mă jura, cred că fata aia straga de la sală, că trebuia să închide sala și să ia după mine, trebuia să-mi fac antrenamente de cardio, știi, ce-am spus, mă, dar n-am ce să fac. Și eram terminat, și acum nu știu dacă aș mai fi disciplinat să fac chestia asta. Și uite, mai ales dacă o să mă simt cum am simțit anul trecut în vară, când eram în cea mai bună formă, aveam 85 de kg și foarte, eram abdomenul, bine, începeam să-mi apară vene și chiar mă simțeam, este corpul meu, vreau să rămână la nivelul ăla, știi? Da. Că pur și simplu vreau pot să progresez în stadiul ăla, știi? Da. Adică dacă o să mă simt acum să ajung iarăși să mă simt așa, clar nu o să mai stric să încep iarăși să slăpesc. Plus rebound-ul de după. Plus rebound-ul ăla unde de ajungi chile multe, dar răznaș. Plus că și, da, dar și am avut acum ultima dată, ziceam, cred că am avut ceva, cred că mi-a scăzut. Ziceți, hormonii se duc în cap și cred că mi-a scăzut foarte mult testosteron, pentru că mă simțeam foarte epuizat și libido nu mai era, știi? Mă simțeam nu, e normal. Era... E normal. Dar n-am mai fost niciodată ca acum și acum chiar mă speria să la un moment dat, spui ce ne-am se întâmplă, știi? Era ciudat. Ciudat. Cu cât cobori mai mult în testa adipos, și asta, mecanismul e felul următor. Libido înseamnă funcție de reproducere. În momentul în care tu ești la 6% testat adipos, formă de concurs, corpul nu percepe asta ca pe concurs, corpul percepe asta, băi, e foamete în jurul meu, nu sunt resurse, cred că ultimul lucru pe care trebuie să fac acum e să fac copii, da, pe care nu pot să-i hrănesc. Și adaptare, cum am evoluat, da, e să scadă testosteronul. Și asta zic, acum nu știu dacă mai merită să fac sacrificii astea, că acum aș vrea să mă testez mai mult și pe altceva. Doar pe concurs, pentru că am văzut, când faci pregătire, nu prea mai poți să concursezi pe altceva. Adică ce-mi ține așa, băi, oră fac, să fac ca lumea, merg să câștig. Numai că am țin minte că am mers odată la Luza Naționale, știi? Și îți dai seama, au mers și ei mei cu mine atunci prima dată când am fost la concurs. Și zic, a, lasă să fie mulțumit că particip, că nu știu ce. Și spui, dacă merg așa mai bine stau acasă, că de să merg să fiu la număr, știi? Adică ori merg să câștig, ori nu mai merg. Ori fac altul, nu mai fac. Vreau să zic că mă regăsesc perfect în tot ceea ce zici. Pentru mine personal, nu știu, a fost asta de autodepășire. A fost să-mi demonstrez eu mie niște chestii. Da, exact. Anul trecut a fost să concurez pe dietă vegană, să concurez natural după ce n-am mai concurat din 2005, decât de 14 ani. A fost să testez niște chestii, curiozitatea. Exact. Și cred că unul dintre factorii motivaționale a fost faptul că am făcut chestia asta în drum, cu băieții. Au concurat, da, și ei. Cum a fost pentru tine motivațional? A fost pentru mine, că m-am întâlnit pe eu consider că mi-am demonstrat ce aveam să-mi demonstrez și anul trecut și de-a lungul timpului. Și asta nu mai e o motivație pentru mine. Să mai demonstrez, să mai testez, da. Să mai câștig încă o medalie la gât, să mă văd în formă. Știu ce presupune forma, nu mai sunt dispus să fac chestia asta. Anul ăsta, dacă ar fi să concurez, singura motivație ar fi iarăși să vă văd pe voi, că vă pregătiți și să zic vreau și eu să mă bagi în filmul ăsta, să mă ia filmul ăsta cu forța, dar în rest nu mai. Iarăși, cum ai zis tu că vrei să faci și altceva, pentru mine, în momentul de față, cea mai mare motivație e să fac exact ce fac în momentul ăsta, să fac YouTube. Să vă fac cunoscuți oameni, să vă fac niște videouri despre execuții, despre nutriție, despre, nu știu, orice, YouTube. Asta e pasiunea mea în momentul de față. Vreau să bag la foc automat și apropo, cred că sunt vreo 4-5 zile când am băgat vlog și n-am băgat pentru că mi s-a stricat calculatorul și acum trebuie să învăț alt program de editare de la zero
făceam pe altceva, acum nu mai pot să-l instalez piratat, trebuie să învăț pe altul, care e mai simplu, așa, și m-a lăsat pur și simplu calculatorul în drum, dar vreau să bag 2, 3, 4 video dacă se poate pe săptămână la foc automat și asta îmi place foarte mult și aici vreau să fie toată energia, pentru că ai văzut și tu și ai zis și tu și știe toată lumea, când te apropii de formă de concurs și forjezi cardio, forjezi dieta, creierul e prăjit, nu mai ești în stare de nimic, te simți foarte nașpa și cum ar fi să am clienți online, să am clienți în sală, să mă antrenez, eu să fac și cardio, să fac și vloguri, să editez, să și postez. Da, e foarte solicitant. E, nu știu, cred că mai mult de un video pe săptămână nu o să pot să fac. Deci, cam aici sunt limitările. Ce să zic? E foarte mult pregătirea asta, adică da. Nu prea mai poți să ai atenție distributivă, să te focusează. Și mai ales, că tu te pregătești, să zicem, poți să scoți formă în 6-8 săptămâni, să zicem, nu? Da, în ultima vreme numai așa am făcut. Și, îți dai seama, am făcut chestia asta, am făcut-o și diferit față de cum o făceam, când o făceam pe termen lung. Acum a fost nevoie să reduc foarte mult calorile și carbohidrați și am fost numai pe loc carb. Aproape și am 8 zile și pe 0, știi, ceea ce eu nu făceam înainte, când începeam ușor, mă ajungeam să am în ultima, stăteam la 100 de grame de carb, ceva de genul ăsta, știi? Dar acum, fiind foarte limitat cu timpul, na, trebuie să fie cumva brusc așa și nu prea m-am simțit ok. Deși am făcut mai puțin cardio, al maxim cred că am făcut 3 gimpe, dacă am avut vreo săptămână de 3 gimpe. Are este 15-20 de minute, știi? Ai dat-o din alimentație. Da, numai din alimentație, dar m-am simțit foarte rău. Pe când atunci când făceam o oră de cardio, o oră și 20 gimpe pe zi, și mâncam mai mult, era, mă simțeam mai bun, mă simțeam ok, dar na, am fost forțat să fac așa, pentru că altfel n-aveam timp să intru pe urmă. Da. De asta e bine să ai mai mult timp la dispunție, să faci pe termen mai lung. Eu am făcut anul trecut, de exemplu, 10 luni. Să zic vreo 6 mai în... Da, cam așa, 6-4, nu? Da. Ce să zic, dacă mi-ar fi foarte ușor să stau, uite, tu, de exemplu, din momentul ăsta, să zicem că ai dat undeva la 8 kg, să zicem, 7 kg. Da, dar tu în momentul ăsta n-arăți ca și cum, nu știu, arăți foarte bine. Nu pari astupat, pari în zona aia. Mi-a că sunt pic astupat. Și mie mi se pare că sunt destul de departe de forma de concurs. Oricum e, și pentru mine e cea mai bună formă de off-season de până acum, pe care am avut-o și cu doape și fără doape și omnivor și vegan și ce vreți voi. E cea mai bună formă de off-season de până acum. Ați văzut, se vând și detalii, a rămas cu ceva pe aici pe acolo. Mărime, zic eu, e decent totul, dar dacă vrei să fac o pregătire, ar trebui să tai din altă parte, ar trebui să, nu știu, poate să renunți la niște clienți în sală, poate să renunți la niște vloguri și aici e ce vrei tu, de fapt, că trebuie să renunți la niște chestii ca să obții niște chestii, balanță, exact, e o balanță. Dacă merită sacrificiul sau da. Ce să zic, mi-a făcut mare plăcere, Cornel. Și mie, și mulțumesc pentru invitație. Și îți mulțumesc că ai venit. Pe Cornel găsiți aici pe Instagram la cornel.caiac. Cornel.caiac. O să mai vii cu siguranță prin episoadele noastre de drum. Nu știu dacă îți fac un bine, că o să vii cu noi sau îți fac un rău, că poate băieții se pregătesc și o să prinzi și tu microbul. Nu știu. Dacă tu vrei... Sincer, că am greu să mă prind. Din o doamnă să știi ce arcă, așa. Așa zic și eu. Singura motivație ar fi băieții să... Nu știu, să văd pe ei motivați și să vreau și eu după aia. În fine, mi-a făcut mare plăcere, mă bucur că ai venit și o să ne vedem cu siguranță și în alte episoade și... Dacă vreți să vedeți cum s-a pregătit anul trecut și te-am prins pe ultimele câteva 2 luni, 6 săptămâni, 4 săptămâni, te-am prins pe undeva. Deci dacă s-ar uita prin episoadele noastre de drum, te-am prins și la Metrorex, te-am prins și la Gorilla, te-am mai prins o dată aici înainte de ProNutrition, cred că cel puțin 3 episoade, 4, cred că l-ai prins cu noi. Nu? Plus o să vedeți ce a făcut la concurs, că unde am fost noi și a fost și el, apare și el. Așa că uitați-vă la playlist-ul din sezonul 1 din drum, să vedeți ce a făcut anul trecut și... Noi o să ne revedem la episoadele următoare. Stați aproape, dați subscribe, pe mine mă găsiți la Aron Margin fără capa, subscribe pe undeva pe aici, iar YouTube consideră că din videourile făcute de mine, cam ăsta vi s-ar potrivi și v-ar plăcea. Așa că baftă, fiți motivați și ne vedem la episoadele următoare. Salutare!